Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O bunicuță din Ucraina, cum începe? O bunicuță, ca să nu spun altfel, o bunicuță din Ucraina iese din bloc pe geam cu scara, stă și la parterie, adevărat, după ce la intrare a fost instalat un interfon. Doamna le-a spus vecinilor că nu poate folosi ușa principală, deoarece a fost pus un interfon care are, citez, un cod al satanei. Ups. Bă, ce idee excepțională, pe cuvântul meu. Deci, de ce nu s-ar cere spor de interfon în sistemul public bugetar românesc? Adică la ADP, unde au spor de router, că iradiază routerul cu calculatorul, să aibă și spor de interfon. Ai interfon, na, uite, trebuie să tastezi codul, ăla nu face și el ceva? Un codul satanei, uite. Pe mine mă surprinde că ăștia frații noștri mai înapoiați un pic. Foarte puțin. Dar vezi că noi am trecut totuși ușor peste interfon. Deși la noi interfonul a ajuns observat repede. Spre deosebire de bătrânica asta, săraca pe care a lovit-o interfonul în 2021. Da. La noi gândiți-vă că interfon de prin anii 90. Așa. Și oamenii l-au tolerat. Ei cu bancomatele au avut probleme la noi, nu știi, cu codurile, cu... Nu. Cum nu? Nu. Cu cardurile, nu cu bancomatul. Că scrie drac pe ele dacă citești invers. Cine citește invers? Dar mă rog. Păi da, da. Și formă și cu bancomatul. Adică diavolul ia de tâmpit, înțelegi? Exact. Când el sta, da, se ascunde, hai să scriem cum scriu eu pe card. Scriu numele meu, dar invers. Da, nu se prindă nimeni, mă înțelegi? Îi spunem card. Asta e de clasa a doua. Când ne schimbam numele, știi? Da. Și pe tine te chema Acul și pe mine Dalf. Da. Nu se prinde nimeni, vorbim cifrat. Ce râs, mă, faz. Da, situația asta, ci că durează de cel puțin 3 ani. Da, deci mai vechi. Au pus interfonul, îi monta mai tot. Da. Deci nu reușește să se adapteze. Nu se grăbește. El stă la pândă acolo, din toate capcanele pe care le-ar putea pune satana la cale, împotriva bunicuței, ca să-i fure sufletul ei de bunicuță, nu are, adică este lipsit de inspirație total satana, are asta cu interfonul, a văzut că nu merge. Deci a văzut că bunica s-a prins și și-a luat scara. Și fac pe scara jos, toată ziua se duce la piață, coboară, vine cu cumpărăturile, se urcă la loc, dar satana nu, el insistă cu codul de interfon. Ăia nenorociți din bloc nici nu schimbă codul. De la interfon. Deci toată lumea așteaptă ca mamare să cadă în capcană acest Faust ucrainian cu interfon, da, înțelegi? Da, da, să-și vândă sufletul tastând codul la interfon. Ăla, satana, el n-are altă idee. Ăia nenorociții sunt toți vânduți diavolului, nu vor să schimbe codul la interfon. Alte capcane nu sunt. Noroc că mamaie s-a prins de tot și reușește să evite în fiecare zi aceste capcane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.